Da. Și ușor, ușor, pe partea dreaptă începe aripa Unirii, da, a magaz- o să aripa Unirii, da, a magazinului Unirea. Da, aripa dinspre bulevard a magazinului Unirea. Da. Pentru că vorbeam de Ciurel, de fostul, de primarul Ștefan Ciurel din 1990, care a fost și el primar după Dan Predescu din vara lui 90 până în toamna lui 90, că după 6 luni a fost demis și el. Da. A intrat în conflict cu Petre Roman, dar el a intrat în memoria bucureștinilor primarul cu numele de Stăvilar, pentru că Ciurel, așa se cheamă Stăvilarul de la Lacul Morii. Exact, care da. E primarul cu numele de Stăvilar. Ok. Cine, aici intră... de unde o fi apărut? Adică cine a vrut să-i dea numele Lacului Morii? Da, Ciurel, Ciurel. Da, Stăvilarul. Așa, pur și simplu. Acel... De la acel primar. Da, nu-mi dau seama nicio... Care e legătura? Care e legătura, da. Da, da. Ok. Bun, și aici intrăm în Piața Unirii, sistematizată. Blocurile acestea, la fel, ridicate în... 1980, între 1985 și 89. Da. În față avem, mai în față, cum urcăm pe partea stângă, avem dealul intrarea, dealul Patriarhiei, da. Și astăzi se cheamă Alea Patriarhiei, înainte s-a chemat Alea Mitropoliei. Da. Și să ieșim pe aici, spre... Hapeci, da. Hapeci. Problema meșurilor, după cum se vede, da. Această problemă, mare problemă în București, totul e acoperit de meșuri, de reclame, de... Ei au încercat să împuște două iepuri odată, să nu mai renoveze fațada și să fațada, mai exact. Câștige și niște bani. Exact. Da. Pentru noi, dar pentru ei e bine. Este total inestetic această abundență de meșuri și reclame, panouri, publicitare. Deși există un regulament al modului în care primăria reglementează acest procedura atribuirii amplasării de meșuri și panouri, el nu este respectat, din păcate, de către inspector și cine ar trebui să pună în vedere. Da. Bun. Iar aici avem în dreapta avem aici magazinul avem fântânile, da, magazinul Unirea. Aici avem fântânile astea, bun, acum au fost recondiționate și reamenajate, da, în timpul mandatului Gabriele Firea, da. Dar ele au fost create inițial în perioada 1988-89, da. Și au fost realizate din Ipsos, mă rog, cele din mijloc, la combinatul fondului plastic. Da. La combinatul fondului plastic din cartierul Pajura, de pe strada Băiculești. Acolo, acolo erau atelierele fondului. Da, da, da. Hai. Deci foarte... A fost o lucrare... foarte mare atribuit artiștilor de la fondul plastic această realizare acestor decorațiuni, fântâni. Da. Oare se mai păstrează acele decorațiuni de atunci? Nu știu, nu, cred, sigur, mă îndoiesc. Mă îndoiesc. Ok. Pentru că s-a lucrat destul de mult când s-au reabilitat, să zic așa. Da, a fost investiție foarte mare din partea primăriei. Da. Așa. Acolo s-au adăugat lumini. Da, absolut, absolut, da. Acolo unde este blocul dinspre una din gurile de ieșire ale stației de metrou Piața Unirii 2, da. Acolo se găsea Spitalul Brâncovenesc, în spatele lui. Chiar pe locul unde e blocul. În dreapta avem, dar nu se vede de copaci, avem Hanul lui Manuc, da, care a rămas așa de are și el două secole de existență. Am șters un pic obiectivul, că a sărit un pic de apă și ne continuăm plimbarea. Ce voiam să mai spun, tot referitor la Piața Unirii. Pe locul unde se vede acea reclamă, blocul pe care se află reclama NetBet, da. În spatele acelui bloc, acum se află o biserică, Sfântul Ioan Nou. Translatată. Da, exact. Da. Procesul de translație, parcă îi spunea, realizat o inovație la acea vreme, în anii 80. Eugen Iordăchescu. Exact, inginerul Eugen Iordăchescu, care a salvat multe clădiri de patrimoniu din București în anii 80 de această furie a demolărilor. Avem un material special pe canal cu toate bisericile pe care le-a translatat aici în București. Perfect, perfect. Da, știam. Și Palatul Sinodal, la fel, tot Eugen Iordăchescu, tot el a stat la baza translării Palatului Sinodal și acea biserică Sfântul Ioan Nou, care a fost înghesuită în spatele acelui bloc. Ascunsă, da. Și era pe undeva pe aici, prin zona asta. Da, numai așa, a fost dusă pe șine. Exact. A fost dusă în spatele acelui bloc, mutată.
Bun, iar de aici avem... Se vede foarte bine Casa Poporului de aici. Da, de aici, da. Intrăm pe ultimul tronson. Asta era zona, să zicem, cea mai păzită de aici către Casa Poporului. Da. Și eu când veneam cu bicicleta, veneam săptămânal, veneam și eu să vizitez în 87, 88, 89, veneam cu o bicicletă, mă rog, era praf peste tot, nu era încăpavat bulevardul. Da. Și mă opream întotdeauna, veneam de acolo, dinspre Mihai Bravo, da. Și mă opream întotdeauna aici. Aici la colț. Da, era și un gărduleț, așa, dar mi-era, ziceam, băi, până aici, aveam 12-13 ani și... Da. Mi-era frică întotdeauna să trec mai departe, nu știu de ce. Da. Dar era zona... Exista o teamă. Da, intrai într-un perimetru special deja. Parcă de aici simțeai încolo. Da. Și... Bun, și aici, la fel, cum spuneam, blocurile acestea erau destinate, aici, într-adevăr, urma să stea și nomenclatura din eșaloanele 1-2. Corect. Cu cât te apropiai mai mult de Palatul atât Parlamentului... Atât erai mai sus. Exact. E ca la... Numărul de seria de partid, de la carnetul de partid. Exact. Cu cât era mai mic, ca și la numărul de mașină. Ok, da. Cu cât era mai mic, cu atât era mai important în ierarhia de partid și de stat. Da, iar în stânga avem intrarea către Palatul Patriarhiei. Da. Dealul Mitropoliei, cum este cunoscut. Da. Păi, Biserica Ortodoxă, noi am devenit... independenți din 1920, anii 20, dar nu mai știu când, s-a ridicat la rangul de mitropolie la patriarhie. Da. Da, și acestea sunt cele două blocuri care au fost ridicate, vedeți, chiar în buza dealului patriarhiei. Exact, da. Tocmai pentru a acoperi, odată avem acel bloc, acesta și cu acesta. Deci toate trei blocuri, da. Trei blocuri, eu am stat acesta acopere, de aici, da? Ca să acopere tur la bisericii. Mauzoleului. Iar mausoleul, da, iar există și cumva în direcția ar trebui să fie mausoleul. Da, și mausoleul este tot în partea tot și în jurul lui tot așa au fost ridicate două blocuri ca să acopere arcurile, arșele sau cum se spune, mausoleului. Da. Bun, acum din păcate nu se mai păstrează pe jos pavelele originale, au fost scoase de pe acest bulevard. Da, pe tronsonul acesta, Piața Unirii, Piața Constituției, da. se amplasaseră niște pavele speciale, roșii și crem, dacă mi-aduc bine aminte. Erau niște pătrate de 10 cm pe 10, care au rezistat vreo 15-20 de ani până au fost scoase și s-a asfaltat, s-a pus bitum, smoală. Da. Dar au rezistat cam vreo 15-20 de ani după Revoluție. Ah, ok. Deci mult. Da. Mult după. Nu mai știu dacă în piața... Cred că se mai găsește, dar nu mai știu sigur. În acolo piața, unde e parcarea, probabil. S-ar putea să mai găsească, dacă ajungem acolo... Dacă ajungem, ne uităm, da. Da. Aole, trebuie să luăm pe așa. Ce parte traversăm, nu? Așa. Dacă vrem pe partea aia, trebuie să mergem în stânga. Să luăm așa. Avem trecere. Uite că avem trecere acolo. E acolo o trecere. Da. Ne apropiem? Nu, mai mergem un pic, că ne apropiem, uite, acum de dealul Mitropoliei, este sărbătoare. Da, ieri a fost Sfântul Dimitrie, parcă... Dumitru cel vechi, nu? Da. Da? Da. Așa. Păi e și aici, dar nu mai e și... Vremea e frumoasă, uite, e coadă. Da, e... Avem o toamnă călduroasă. Exact. Acolo, pe dealul Patriarhiei, îl luăm ușor. Pe dealul Patriarhiei, în stânga, este și casa celebrului om, avocat și militant pentru drepturile omului. Chiar aici, un pic în stânga, da. Este casa celebrului avocat Costa Foru. Ok. Un avocat care a apărat pro bono foarte mulți militanți de stânga în perioada interbelică și care a avut și de suferit din partea extremei drepte pentru că toți l-au perceput ca apărător al bolșevicilor și ca un important
reprezentant al bolșevicilor, deși el n-avea nicio treabă, avea o casă boierească, așa cum am arătat, avea casă, o casă boierească chiar aici, în dealul Patriarhiei. Deci, dar omul avea convingeri democratice și a militat în multe procese, a luat apărarea foștilor militanți de stânga și, mă rog, a fost perceput întotdeauna ca un reprezentant al URSS-ului. Da, aici trebuie să traversăm. Grijă la tramvai. Da, da. Și mai putem spune că tot aici... cum ne uităm la Mitropolie, mă rog, așa, în stânga e un cartier de viluțe foarte frumoase așa, cu o amprentă și cu o zonă liniștită. Aici cum urcăm așa? În, da, 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 în da, 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 e ascuns în... E, da, e cumva ascuns. Să o luăm... pe aici, hai pe acolo, prin față, da, că da, da, da. Sunt și mai puțini oameni. Așa. Uite pe aici. E, acum văd totuși o diferență între zona asta și zona prin care am trecut. Mi se pare că asta e mai puțin îngrijită. Da, asta poate să fie și din cauza împărțirii atribuțiilor primăriile, da, de sector. De sector, da. Această nebunie cu 6 sectoare, 6 primării, da, și o primărie generală. Da. Și atunci se calcă pe picioare și de asta avem aceste discrepanțe în București. Sunt unele zone în anumite sectoare foarte bine amenajate, da, iar altele sunt într-o ruină. Deci, practic, un bulevard împărțit între două sectoare. Da, aici, și... de obicei, bulevardele sunt ale primăriei generale. Da. Dar au fost foarte multe cazuri în ultimii ani când și primăriile de sectoare au intrat, având acorduri cu primăria generală, au intervenit cu lucrări chiar și pe bulevarde, deși nu intrau în atribuțiile lor să execute acele lucrări pe bulevardele principale ale municipiului. Da. Bun, și acum am intrat pe ultimul tronson, da, pe segmentul Piața Unirii, Piața Constituției. Avem același tip de arhitectură. Ce vreau să spun este că și la blocurile acestea au lucrat colective întregi de proiectanți și de arhitecți. Tot ce era mai bun la acel moment, tot ceea ce a produs școala românească, institutele de cercetare, institutele de construcții, tot ce avea mai bun, la fel și în ceea ce privește Casa Republicii, cei mai buni meșteri, meseriași, ipsosari, artiști, spuma, da, da. Pentru că toți au fost concentrați și când nu mai aveau meseriași, când nu mai aveau mână de lucru calificată, ce se întâmpla? Pur și simplu se intervenea la Ministerul Apărării și oamenii erau mobilizați. Adică armata, practic. Da, exact, concentrați. Da. Pur și simplu, rezerviștii, dacă, nu știu, era un om, un inginer la Tecuci, să zicem. Da. Bun, și lucrai pe un șantier acolo, primeai ordin de mobilizare, se concentrau 3 luni sau 6 luni, cât aveau ei nevoie, și veneai la București pentru a lucra pe aici, pe șantierele Victoriei Socialiste sau la Casa Republicii. Și nu numai. Și nu numai, da, 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 da. Armata a fost băgată în multe locuri. Da, 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 absolut. În multe locuri. Da, da, depinde că și la canalul Dunăre Marea Neagră, exact. Armata a avut un sector de front alocat, cel mai mare sector l-a avut armata. Da. Un alt sector l-a avut Comitetul Central al UTC. Era o forță și tocmai de aia ăsta a fost un ajutor foarte, da, evident, mare pentru stat. Da, pentru că mâna de lucru a militarilor în termen era mult mai ieftină decât mâna de lucru a civililor. Da. Și atunci statul își acoperea o grămadă de goluri financiare, da, prin apelarea la mâna de lucru ieftină a armatei. Da. Deși și masă mare de oameni. Da, deși noi eram, semnasem convenții internaționale împotriva sclavajului și a muncii forțate în anii 50, 57, 58, da, România aderase la aceste convenții internaționale. Acolo se spunea explicit că armata nu poate folosi militari în termen la obiective, decât doar la obiective militare, adică era o prevedere expresă. Da, da. Noi nu prea am dat doi bani, adică autoritățile noastre n-au dat doi bani pe această prevedere și au folosit intensiv armata pe obiectivele economice, în obiectivele economice și edilitare. Da. Folosim foarte mult militar în termen. Și din cauza aceasta am avut această mână de lucru foarte desfolosită pe toate șantierele României. Transfăgărășanul de pildă a fost construit numai de armată. Da. Acolo a fost, nu știu, 90% proporția militarilor, militar-constructori se chema, da, se chemau, sau la Diribau, în limbaj popular, erau cei care, la ce armă ești? La Diribau. Okay. Diribau venea de la Derubau, o societate germană din perioada războiului, care cu asta se ocupa, okay, și care a fost în 48-40, a continuat să funcționeze și după război și a fost naționalizată, a intrat în custodia statului. Dar era o societate germană care cu asta se ocupa, lucrări de întreținere la căi ferate și, mă rog, a intrat în limbajul popular. Limbajul ăsta are și o expresie.
de unde ești, de la Didibau sau unde ești de la Didibau. Da, s-a extins. Începe să prindă așa o Da, 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 de regulă când spuneai, când spuneai negativă. Când spuneai unde ai făcut armata? Didibau, adică la groapa de gunoi a Ministerului Apărării. Okay. Aia cei mai năpăstuiți. Deci de acolo vine expresia. Da, da, pentru că cei de la Didibau erau folosiți odată pe în agricultură, la strânsul recoltei. Da. La construcție de lucrări de construcție în orașe. În mină. Acolo era cea mai mare problemă. Cei care au fost folosiți, militarii, constructori care au fost, care au lucrat în subteran, da, la minele, mătăsari, vârți, o întreagă serie de lucrări miniere, de mine, în care au lucrat militarii și acolo au fost cele mai multe accidente de muncă. Pentru că, vă dați seama, erau adolescenți care abia terminaseră liceul, de pe băncile liceilor. Nu cunoșteau pericolul din mină. Da, oameni striviți în lifturi, căzuți în furnale, niște copii luați de pe băncile școlii și trimiși în subteran sau la suprafață niște obiective foarte grele, pentru că civilii se descurcau, dar civilii aveau experiență. Pe când tinerii, ei niște tineri vai de capul lor și îi pui la niște munci foarte, foarte grele și periculoase, pentru că normele de protecție a muncii erau așa, doar pe hârtie. Da. Bun, și că plecasem de la ideea de De a construi cu ajutorul armatei. Da. A avut un rol foarte, foarte important armata, într-adevăr, în toate construcțiile în multe dintre construcțiile realizate în perioada de dinainte de 89, da. Dar nu a fost predominant, adică totuși au fost și alte multe lucrări care s-au făcut fără, adică totuși armata nu putea să fie peste tot, da. Chiar existau și totuși niște limite. Da. Dar, într-adevăr, s-au realizat cu foarte mari economii, foarte, foarte mari economii, că asta era și ideea. Exact. Când avem de făcut ceva, lucrare de amploare, chemăm imediat Ministerul Apărării, semnăm o convenție cu el, nu știu eu, Ministerul Industriei Ușa sau Ministerul Energiei Electrice. Am de ridicat o clădire administrativă. Pac, n-am bani, pe cine caut? Sun pe Ministerul Apărării să-mi dea două detașamente de muncitori. Și atunci, de militar constructor. Pe telefonul roșu, frumos. Exact. Și oamenii de la militarii constructori erau de obicei cei care aveau dosare proaste, adică cei care ajungeau la construcții, da. Erau cei incorporați, dar care aveau dosare proaste, nu știu, rude fugite în străinătate, foști exploatatori, recidiviști. Deci cei care aveau dosare proaste la comisariatele militare, da. Erau repartizați la Direcția Lucrării în Economia Națională. Că tot ai spus de recidiviști, oare s-a lucrat și cu cei care erau și cu deținuți. Da, da, da. Dar în orașe mai puțin, mai puțin. Mm-hmm. Deținuții erau folosiți pe șantierele de hidroameliorații. Erau la de obicei băgați în agricultură. Mm-hmm. Ori erau la ferme, ori lucrau la strânsul recoltei, mai mult în afara orașelor. Okay. Dar erau folosiți, da, pentru că și Direcția Generală a Penitenciarilor avea planul de muncă alocat, nu știu, să strângă recolta la insula Marea Brăilei. Cât? Diferite zone, diferite suprafețe. Și la fel ei trebuiau să raporteze îndeplinirea planului la sfârșitul fiecărui an. Și aveau tot așa alocate anumite sarcini în economie. Da. Am divagat un pic și am ajuns la Și uite că aproape că am ajuns Piața Constituției. Exact. Locul în care cum e și acum festival, se fac foarte multe concerte, foarte foarte multe festivaluri. Da, Revelioane s-au făcut. Da, acum, vă dați seama, este și o problemă, n-aș vrea să stau aici în zonă. Da. E... Bine, având în vedere că cumva blocurile astea sunt multe instituții și au instituții, ministerelor, firme, da, e mai ok, dar mai sunt oameni care stau undeva în spate da. Am vorbit cu câțiva și de regulă totuși au fost scoase concertele și unele au fost duse pe Stadionul Național. Adică marile concerte au fost mutate pe da, pe stadion. Acum e mai bine, da. Da. Dar acum agonesc cu viteză, cu mașinile, cu motoarele pe aici pe Da, este un loc de este și un loc de întâlnire a tinerilor. Aici seara se întâlnesc de regulă în să socializeze în parcarea asta, da. Da. Aici avem în stânga ministerul. Ia să văd dacă mai țin eu bine minte. Nu e parchetul mediului aici? Da, parchetul este un pic mai sus. Ah, ok. Aici intrăm în zona ministerelor. Da. Da, aici, CNA-ul e aici. Ok. În partea cealaltă este Ministerul Finanțelor. Da, vis-a-vis. Da. Deci cumva destinația a rămas, adică pentru instituțiile administrației centrale de stat. Da. S-a păstrat această destinație pentru că n-aveai ce să faci cu vitai clădirile, trebuia să Da. Să le folosești pentru că
Totuși asta a fost destinația lor inițială. Exact. Așa. Acolo e parchetul general. Acolo, în stânga, da, acele steaguri. Da. Da. Iar un pic mai sus este Ministerul Mediului. Da. Iar un pic mai sus, pe dreapta, este Ministerul Justiției. Da. Acolo este Ministerul Finanțelor și imediat urmează Ministerul Justiției. Și toate astea alcătuiesc piața... A, uitați, astea sunt pavelele de care vorbeam. Au rămas... cele de aici. Da, la fel și bordurile, tot de atunci sunt. Tot de dinainte de 89, deci nu sunt scoase, astea nu sunt puse după 90, deci pavelele și bordurile sunt într-adevăr... Oh, opa! În ce direcție o luăm? Ah, să o luăm, să traversăm, gata. Hai să traversăm, haide. O să trecem prin festival. Ah. Sau, nu, care e? Așa, da. Mai mergem un pic. Da, la fel și aici, astea sunt tot pabelele. Da, deci aici s-a păstrat. Aha, deci s-au păstrat, uite-le. Da. Wow. Da. Și acum să încercăm să vedem dacă reușim să ieșim pe partea cealaltă. Hai să oprim puțin până trecem de zona asta și deschidem după aia. Bun, deci era Oktoberfest. La Oktoberfest, da. Locul în care și de Crăciun festivalul, cum îi spunem la Crăciun? Târgul de Crăciun tot aici se întâmplă. Da. Și nu numai aici, și pe undeva pe la Unirii, în fine, la Universității. Dar suntem în fața Casei Poporului. Da, am ajuns la punctul final, la punctul terminus, Palatul Parlamentului, fosta Casa Republicii. În stânga, deci în aripa dinspre calea 13 septembrie, avem Casa Academiei, așa se cheamă în zilele noastre. Ea trebuia să fie Casa Științei. Mă rog, aceeași mărie, dar cu altă pălărie. Locul unde trebuia să aibă cabinetul Elena Ceaușescu, cabinetul 2, reședința, da. Pentru că din 1978 Elena Ceaușescu se ocupa în calitate de prim-viceprim-ministru al guvernului de știință, cultură, învățământ și cercetare. Da. Și atunci evident că trebuia să aibă și ea o mică Casa Republicii, exact, și s-a construit pe aripa dinspre calea 13 septembrie a Casei Republicii, s-a construit această uriașă casă. În lumea cercetătorilor am lucrat și eu acolo. Ea este cunoscută ca cripta sau ca voul, pentru că e o atmosferă foarte rece în interior. Clădirea, da, okay. Da. Cripta sau ca voul. Da. E o atmosferă foarte rece în interior. Iarna, unele calorifere nu prea funcționează. Ok. Dar și are așa o alură mai creepy. Okay, ok. Și de aici și aceste denumiri. Bun. Aici suntem pe artera Coșbuc Izvor. Da. Ea a fost, lucrările au fost inaugurate la jumătatea anilor 80. Pentru că în spatele Ministerului Justiției, la fel, avem un alt cartier. Da. Și aici s-a demolat foarte mult. În spate este prins un mic cartier ca și cum ar fi deținut într-un penitenciar. Opa. Deci avem case vechi în spate. Da, venim un pic. Hai să ne retragem puțin că... Da, așa. Oh, tot bine peste noi. Da. Bun, deci în spatele clădirilor oficiale avem foarte multe, s-au păstrat foarte multe vestigii și foarte multe case din perioada interbelică, pentru că trebuie să spunem aici, ne aflăm pe zona fostului cartier Uranus, care a fost demolat. Hai să punem un pic de pauză, că ne-am mutat un pic, că au venit niște turiști, au făcut niște poze și vorbeam despre Uranus. Da, deci în cartierul Uranus, Casa Republicii a fost construită și tot ceea ce vedem în jurul nostru aici, a fost construită pe cartierul Uranus, care a fost demolat la începutul anilor 80. Da. Un mare cartier, cochet, nu era într-adevăr, nu erau vile, numai vile, vile și case impozante, într-adevăr, dar era un cartier foarte cochet, liniștit, din perioada interbelică și care avea își păstra așa o patina vremii. Da. Ceaușescu a luat decizia de a demola, de a rade de pe fața pământului acest cartier. Demolările s-au făcut în aceeași procedură, evacuări rapide. Foarte mulți oameni au fost mutați peste noapte. Da. În 1983 au început lucrările de construcție. Deci, din 1980 până 1983 s-a demolat total. S-a curățat, da, în ghilimele. Și în 1983 au început lucrările de construcție la Casa Republicii. Da. De ce spun 1983? Pentru că mai întâi s-a făcut o gaură aici. Deci tot ceea ce vedem pe dealul arsenalului.
Mai întâi s-a lucrat, au început cu o gaură, cu săpare unei mari găuri. De ce? Pentru că la subsol, la minus 20, se găsește un buncăr antiatomic, pentru că Casa Republicii urma să fie punctul central de comandă național în caz de război și evident trebuia să găzduiască conducerea de partid și de stat și atunci principalul buncăr trebuia să fie aici. Da. Și toate căile de comunicațiile cu țara și cu celelalte puncte nodale din București, în caz de război, trebuiau să fie coordonate de aici, din centrul, punctul central de comandă. Și bineînțeles că aici era și unul din capetele tunelurilor. Da, și aici era o gură importantă de ieșire din tunelurile subterane din București, care legau principalele instituții, Comitetul Central de Casa Republicii, Academia Militară și spatele și sediul ministerului, actualul sediu al Ministerului Apărării, da, din spatele Casei Republicii, care se află lângă Hotel Marriott. Bun, deci între 1983 și 1984 s-a lucrat la această gaură, la săparea acestei uriașe găuri. Iar abia în vara lui 1984, în iunie, dacă mi-aduc bine aminte, atunci au fost inaugurate lucrările oficiale la Casa Republicii. A venit Ceaușescu în cadrul unei mari adunări populare. La fel cum am povestit mai devreme, a venit cu un cilindru în care era introdus un pergament. În anul 1984 inaugurăm lucrările la acest mare edificiu, impozant edificiu și așa mai departe. Și abia din 1984, de atunci, încep lucrările la suprafață a Casei Republicii. Da. Lucrările au durat până în 1989, era deja ridicată, o mare parte, 90%, în proporție de 90%. Deci urma finisajul. Până în 1997, dacă mi-aduc bine aminte, 96, aici s-a lucrat în continuare la amenajarea ceea ce avea să fie în viitor Palatul Parlamentului, pentru că casa urma să adăpostească cele două camere ale Parlamentului. Și abia din 96-97 aici au venit, s-a mutat Camera Deputaților, care a venit din dealul Patriarhiei, pentru că și avea Camera Deputaților și a reluat tradiția interbelică și a venit în palatul, actualul Palat al Patriarhiei, fost Palat al Marii Adunări Naționale. Da. Deci Camera Deputaților a funcționat acolo timp de 7 ani, 90-97, iar Senatul a funcționat în clădirea fostului Comitet Central, okay, din tot așa din 90 până 97, în sala Omnia, pe care am văzut o acolo în spate. Da. Și atunci în 97 au venit ambele camere, s-au mutat în Palatul Parlamentului. Iar astăzi avem clădirea adăpostește pe de o parte Consiliul Legislativ în aripa din 13 septembrie, tot acolo se află și Curtea Constituțională. În spate se află Muzeul Național de Artă Contemporană. O aripă de aici, dinspre calea, dinspre Parcul Izvor, adăpostește și Muzeul Național al Portului Popular sau de Cultură Populară, nu mai știu bine titulatura. Și am zis Senatul. Da, și foarte multe căi și foarte multe camere și săli din incintă sunt în continuare sunt destinate publicului, pentru că Palatul Parlamentului poate fi vizitat de către turiști. Ca muzeu, exact. Da. Se vizitează, are un regim, are câteva trasee stabilite cu turiști, cu ghizi, care pot fi vizitate și foarte multe locuri din ea încă nu sunt alocate cuiva, unei entități sau instituții administrative. Da. Bun, acum am vorbit de tuneluri. Unul dintre tuneluri coboară și se vede, dacă ne dăm un pic. Așa. Ceaușescu putea să coboare din balcon de acolo. Da. Putea să coboare pe dedesubt, okay, să ajungă odată pe aici. Acolo se află la mijlocul arterei Izvor Coșbuc. Așa. Se află un fel de garaj, o mică deschizătură, o poartă de garaj, care dă în deci chiar sub rapidă. Evacuare rapidă, da, pentru că el putea să care era destinația acestei căi. El putea să țină meeting-uri odată în fața aici, da? Așa. Și să vorbească din balcon. Da. Iar o altă variantă era să vorbească de aici, de la prima terasă. De pe platou acesta, da. Și mulțimea să fie adunată aici. Da. Și de-aia s-a creat și acest gură de garaj aici. Ok. Asta pe de-o parte. Iar tunelurile merg odată, ies așa cum am spus, ies pe aici pe sub parcul Izvor. Merg apoi, traversează Cismigiul și ajung la
actualul palat al MEAI, unde se află sediul Ministerului Afacerilor și Internelor. Da. Alt traseu este cel către Ministerul Apărării Naționale. Da. Care e aproape. Da, care este exact în spate acolo. Iar un alt traseu duce către către Academia Militară, Universitatea Națională de Apărare Carol I. Da. Și mai este un traseu care duce la către Casa Scânteii, dar ăla este mai puțin este și un traseu destul de lung. Da, ăla este un traseu de lung. Da, pentru că ăla se bifurcă la în parcul Herăstrău. Da. Pentru că de la Comitetul Central pleacă un tunel și către reședința prezidențială care era în Palatul Primăverii în cartierul prezidențial. Da. Asta odată cu subteranele. La fel clădirile acestea din care adăpostesc ministerele și alte instituții administrative, toate ele sunt legate între ele, au niște subsoluri foarte bine circulare care sunt legate între ele, da, pe aici pe sub piață. Iar în capăt aici tot așa, în capătul căii 13 septembrie, în Piața Francofoniei. Adică, practic, la colțul... Da, la colț, acolo. Avem, da. În Piața Francofoniei avem și sediul central al Serviciului Român de Informații. Okay. Deci avem și pe băieții cu ochi albași. Okay. Avem, le simțim prezența și lor aici, în piață. Bineînțeles, nu pot lipsi. Da. Oriunde și trebuie să fie... Și, până la altă parte, sunt, dar nu le simțim prezența, probabil. Da. Așa, aici în capăt avem Institutul Central de Statistică, da. Avem odată Ministerul Justiției, aici se intră în, se face, da, accesul principal în Ministerul Justiției, iar imediat după colț se face accesul în Institutul Central de Statistică. Ei, și după intersecția asta deja blocurile încep să fie locuibile, mă rog, să stea persoanele fizice. Da. De la intersecție. Da, de la intersecție. Da, ministere. Da. Aici sunt doar instituții. Bun, și acolo avem... unde e zona cu verdeață, este Parcul Izvor. Parcul Izvor, da. Parcul Izvor care, cum a fost el amenajat, la un moment dat, asta știu din memoriile lui Curticianu, Ceaușescu venind aici săptămânal, așa cum am spus, la un moment dat și-a îndreptat privirea către Parcul Izvor, care la acel moment era o zonă demolată, da. Era foarte mult praf și acolo se adăposteau toate deșeurile și toate rezidurile care ale șantierului de la Casa Republicii. Erau vărsate acolo, basculantele le vărsau acolo și la un moment dat s-a creat un deal foarte mare. Și la un moment dat Ceaușescu a venit și a întrebat ce-i cu dealul ăsta, cum a apărut ăsta aici. Da. Și a dat dispoziție să fie într-o săptămână gata, să fie dus de acolo tot molozul, tot balastul. Și într-adevăr, Ion Dincă, cel care era tot așa, viceprim-ministru, era viceprim-ministru al guvernului, într-o săptămână a lichidat tot acel moloz și așa a apărut ușor această idee de parc. Da. Un parc foarte mare astăzi. Sper să rămână la fel, cu destinație de spațiu verde, pentru că s-a ținut și un festival aici în parc și da, a fost o mare problemă multe pentru că spațiul public este scos pentru interese private. Ori în clipa în care tu închiriezi între interese private și lași o săptămână, timp de o săptămână un festival să se desfășoare acolo, da. Păi atunci cum mai putem vorbi de spațiu public? Pentru că oamenii din jur ei vin în parc, în spațiu public și atunci e o problemă asta. Da. Ce facem cu cum armonizăm interesul privat cu interesul public? Și se pare că s-a întâmplat și nu știu dacă o să mai primăria, nu știu dacă o să mai s-ar putea îngăduie că am înțeles că au fost multe amenzi, dar sunt pe alte criterii, pe Da. Vă dați seama, în clipa în care tu solicit și bilet de intrare la intrarea în parc, da. E o problemă foarte mare asta. Astea sunt alte discuții. Da. Bun. Ok. Cam asta ar fi. Cam asta ar fi zona. Mai avem acolo în spate ruinele fabricii de bere. Da, acolo este e și Palatul Bragadiru, dacă mi-aduc aminte. Da. Exact. Da, a scăpat la mustață. Da. Cum ar veni, pentru că este exact în spatele casei Academiei. Exact acolo. Și a scăpat la țanc. Mai avem blocul Bingo unde în anii 90 se avea la Piața George Coșbuc. În rond acolo, da. Da, în rond. Și acolo, de acolo trece tramvaiul 21, parcă sau nu? Da, 21. Care duce spre, 21. Duce către, o dată către Unirii Rahova. Și o dată către Rahova. Da, și la fel în spate avem toată calea 13 septembrie, a fost sistematizată în anii 80. Au fost construite foarte multe blocuri de-a lungul căii 13 septembrie, începând cu Hotel Marriott și Ministerul Apărării. E un pleiadă de o serie de blocuri. Tot așa, calea 13 septembrie a fost sistematizată în anii 80. Da.
Și cam asta ar fi. Cam asta ar fi. Da. Bine, păi în acest context, noi îți mulțumim încă o dată. Pentru puțin. Să ne vedem cu bine, ne pregătești următorul material și sigur. Mai facem o plimbare. Sigur. Îți mulțumim și te salutăm cu drag. Cu mare plăcere.